La o parte, robot în misiune. Motoarele! Am plecat! Am multă treabă! Cristi! Cristi! Magicianul acela pe care m-ai pus să-l monitorizez va apărea personal chiar azi, pe strada aceasta! Un magician, Cristi? Wow! Vine și la onomastice? Oh, tu! Știi ceva, Oana? Nu ai mai zice asta dacă ai vedea ce poate să facă! Haide, Memo! Crede-mă, Oana! Tipul ăsta face miracole! Bine ați venit, cei ce credeți și cei ce nu credeți! Deci, știți regulile! Râdeți, aplaudați, fiți cât se poate de mirați! Dar vă rog... Wow! Ha? Să vă închideți telefoanele sau ce aparate mai aveți? Într-un bunicel! Deci, vrea cineva un loc în primul rând? Ce tare! Oh, nu! Se pare că am întârziat! Păi, mă tem că acestea sunt miracolele pe care le am astăzi cu mine! Wow! Oh, stați! Era să uit! Telefonul meu! Wow! Cum a reușit? Uhu! Ce ți-am spus eu? Miracole! E cuvântul celălalt, cuvânt primit de sus. Cuvântul e veșnic în cartea cărților. Hosana când Hosana, e cartea cărților. Hosana când Hosana, e cartea cărților. Fii serios, Cristi, tot ce a făcut miracolul poate fi explicat. Sunt niște trucuri. Nu cred, Oana. Memo și cu mine am văzut multe trucuri magice și nimeni nu poate face ce a făcut el, mai ales în aer liber. Cristi are dreptate și eu mă pricep. Activitatea mea preferată e să fac trucuri. Cartea cărților! Trebuie să învăț un truc ca să nu mai vin cu voi! Vă duc să vedeți un adevărat făcător de miracole! Wow! Ce se întâmplă aici? Senzorii mei arată că suntem în orașul Capernaum, la începutul secolului I. Haideți, să vedem ce e pe aici. Ce e aici? Ce se întâmplă? Iisus? Vine aici? Bună, noi nu suntem de aici. De ce sunt toți așa de agitați? Iisus din Nazaret este în acea casă. Unii zic că ar fi profet. Cum? Alții zic că poate face miracole. Miracole, ha? Sigur tu te pricepi la asta, Cristi? La o parte. Faceți loc. Tu, unde îl duci pe acest om? Îl ducem la Iisus, care poate face miracole. Uite ce a făcut. Trebuie să văd asta. Haideți, pe aici. Nu cred așa ceva. Wow. Iisus o să-l facă bine. Vă rugăm, dați-vă la o parte. Care este Iisus? Vă rog să vă mișcați, vrem să trecem, atenție, dați-vă la o parte. Ce? Ce faci acolo?
Îndrăznește, fiule. Păcatele sunt iertate. Ce se întâmplă aici? Ce este mai lesne a zice păcatele sunt iertate sau a zice scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Oamenii chiar fac miracole. Haideți! Am fost vindecat de Iisus din Nazaret! Incredibil! Ce minune a făcut! N-am mai văzut așa ceva până acum! E clar că omul ăla lucrează pentru acest Iisus din Nazaret. E un șiretlic, ca un magician care își clădește reputația. Nu cred că... Exact așa a reușit. Și ați fost păcăliți. Omul acela nici măcar nu era paralizat. Nu, mereu a fost paralizat. De ce te interesează pe tine? Este ceva, cum s-ar zice, personal. Asta dovedește ce ți-am spus eu, Ana. Dacă Iisus poate face miracole, atunci poate și miracolul. Nu. Este altceva. Miracolo este doar un magician. Și Iisus este... ceva... nu știu, mai mult. Eu zic să-l urmărim, să aflăm despre ce este vorba. Poate că puterile tale vin din rai, dar pământul este domeniul meu. Părinți, instalați noua aplicație gratuită Cartea Cărților pentru copii. Cei mici vor descoperi povestiri biblice pe înțelesul lor și vor învăța principii creștine prin activități interactive. Descoperiți noua aplicație gratuită Cartea Cărților. Jocuri, clipuri video, răspunsuri la întrebări și multe, multe altele. Noua aplicație mobilă Cartea Cărților pentru iOS și Android. Descarcă-o gratuit! Uite, aveai dreptate! Mulțimile care îl urmăresc pe Iisus sunt din ce în ce mai mari! Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum, unde a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările. O altă parte a căzut pe stâncă. Și cum a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au necat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut atât de mult încât a făcut rod însutit. Cine are urechi de auzit, să audă și să înțeleagă. Eu aud, dar nu înțeleg. Rabinule, copiii ar vrea să vorbească cu tine. Veniți, avem loc lângă foc. Stați cu noi. Super foc de tabără. A adus cineva și bezele? Ce sunt bezelele? Nu-i nimic. Iisus, despre tot ce ai spus astăzi, eu știu, poate ar fi trebuit să faci încă un miracol. Acest lucru sigur ar face mulțimea să te urmeze.
Miracolele sunt doar semne, Cristi. Uite, stai să-ți aduc ceva de mâncare. Cred că ți-e foame. Vorbim după aceea. Ce vrea să spună, Petru? Miracolele sunt semne că Iisus are puterea asupra celor văzute și celor nevăzute. Cum adică nevăzute? Mergem cu toții către regiunea Gadara. Haide, Cristi! Uhu! Pe mare! Atenție! Vorbește capitanul! Nu uitați! Stați pe locurile voastre, țineți mâinile în barcă și în caz că apare vreo urgență, vă rog, folosiți colacii de salvare! Fără rățuște! Bine! Se apropie o furtună, dar așa se întâmplă în lumea asta, nu-i așa? Nu se știe când curentul se întoarce împotriva ta. Furtuna se apropie repede! Pericol, Cristinour, pericol! O să pierdem controlul bărcii în valurile astea! Carteacărților.tv. Explorați lumea fascinantă a Bibliei împreună cu Cristi, Ioana și Memo. Carteacărților.tv este un site unde copiii pot afla lucruri noi din Biblie. Creați personaje, jucați-vă și descoperiți lecții valoroase de viață. Fă-ți cont gratuit și pornește în aventură. Carteacărților.tv. Nimic nu-mi place mai mult ca panica și haosul. Asta le arată oamenilor cât de condamnată a devenit mica lor lume. Învățătorule! Învățătorule! Pierim! De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Te mustru! Fără gură! Acea furtună? Super! Mai degrabă miraculos! Cred că nici măcar miraculo n-ar putea face un asemenea lucru. Știi, Memo, încep să cred și eu la fel. Petru! Poți să te întreb ceva?
A fost, nu știu, chiar incredibil. Nu ai încredere în proprii ochi? Nu, am văzut ce am văzut. Nu pot explica, dar am văzut. Cred că la fel cum îmi este greu să înțeleg ce spune Iisus. Știu cum te simți. Eu sunt un simplu pescar și când am început să-L urmez pe Iisus... Cristi, uite aici! Vezi cum intră funia ancorei în apă? Da. După cum vezi, pare că se îndoaie în acea direcție. Nu-i așa? Da. Dar, de fapt, este chiar aici. Uite-o! Funia părea că se îndoaie, dar nu era așa. Este un truc făcut de lumină și apă. Ca pescar am văzut acest fel de înșelăciune în fiecare zi și am știut că este o iluzie. Deci, când ochii ne spun ceva, adevărul ar putea fi cu totul altul? Partea grea este să înveți să recunoști ce este real și ce nu este. Ceea ce face Iisus, ceea ce este El, totul este foarte real. Pentru că miracolele și cuvintele Lui vin de la Dumnezeu. Hei băieți, ce e acolo sus? Sunt morminte, unde îngroapă morții. Credeți că sunt fantome? Doar știi bine că nu există fantome, Memo. Atunci cine scoate sunetele astea? Rabinule, trebuie să ocolim acești porci. Asemenea creaturi sunt necurate și periculoase. Nu. Este altceva. Ai grijă, Fiul lui Dumnezeu, pentru că aici păcătoșii aud vocea mea. Du-te acum! Aoleu! Ce are acel om? Ce am eu cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu preanalt? Te rog, te rog, nu mă chinui! Duh necurat, ieși afară din omul acesta! Cum te numești? Numele meu este Legiune. Pentru că suntem mulți în omul ăsta, nu ne trimite de aici. Trimite-ne în porcea aceea ca să intrăm în ei. Du-te. Lasă-mă să te urmez, Doamne! Nu. Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul
și cum a avut milă de tine. Iisus, noi doi mai avem multe de împărțit, foarte multe. A fost uimitor. Iisus a... Adică voi realiza și am văzut? Iisus are putere asupra oamenilor, asupra naturii și chiar asupra lucrurilor nevăzute. Cristi, du-te să spui și altora ce ai văzut și ai auzit. Eu voi fi mereu cu tine. Iisus. Știi, cred că e primul lucru pe care chiar îl înțeleg cu adevărat. Hei, ne ducem acasă! Hai să mergem! Haide, vreau să verific ceva. Vezi cum intră funia ancorei în apă? Pare că se îndoaie în acea direcție. Funia părea că se îndoaie, dar nu era așa. Este un truc făcut de lumină și apă. Ce e asta, Cristi? Păi, ca să vezi. Wow! Cum faci asta? Poți să levitezi? Este un miracol! Nu, nu este. Memo, îmi trebuie un scanner de detectat metale cu funcție termală și vibrațională. Cristi! Stai pe o sârmă! Aveai dreptate, Oana. Era doar un truc. Unul bun, dar sigur nu era un miracol. Hei, ce crezi că faci? Nu-mi atinge lucrurile! Stai puțin. N-ați venit și mai devreme? Ba da! Și v-ați întors ca să vedeți încă un miracol? Uite, nu te supăra, dar ce faci tu aici nu e niciun miracol. De ce ești așa de sigur? Pentru că am văzut miracole adevărate. O, da? Deci cine e concurența mea? Cine e mai bun ca mine? Doar Dumnezeu este făcătorul de miracole. Thank you.
Ai simțit că ești doar unul dintre milioanele de oameni de pe această planetă? Ei bine, poate că ești. Dar asta nu înseamnă că nu ești special pentru Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat să fii special și are un plan extraordinar pentru viața ta. Biblia spune: eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu ne-a creat ca toți să avem o relație cu El. Genul de relație în care poți vorbi cu El despre orice lucru care te apasă. Dumnezeu vrea să-i spui ce ai cu adevărat pe suflet, Oana. Te iubește și vrea să fii mereu sinceră cu El, chiar și în vremurile grele. Scopul este să-L cunoști pe Dumnezeu. Când îl cunoști personal, e mai ușor să trăiești viața pe care El o dorește pentru tine. Dumnezeu e perfect și locuiește în cer. Noi am fost despărțiți de El și nu pentru că El e în cer și noi pe pământ. Suntem despărțiți din cauza păcatului. Păcatul apare atunci când faci ceva rău sau când iei decizii greșite, decizii diferite de ceea ce ar dori Dumnezeu să faci. Dumnezeu știa că singura modalitate de a ne reconecta cu El era să-L trimită pe singurul Lui Fiu să ne mântuiască. Căci Fiul omului nu a venit ca să piardă sufletele, ci ca să le mântuiască. Iisus s-a născut în urmă cu 2000 de ani și a dus o viață fără păcat. A arătat multă dragoste, a vindecat bolnavii și a vorbit despre adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu multor oameni. Datorită vieții lui curate, Iisus a putut să repare relația noastră cu Dumnezeu. Biblia spune: Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iisus ne-a iubit atât de mult încât a murit pe cruce pentru păcatul nostru și a înviat a treia zi. Cea mai mare dovadă de dragoste a fost jertfa care a înlăturat distanța dintre tine și Dumnezeu. Iisus este calea spre viața veșnică alături de Dumnezeu. Dacă Îl accepți pe Iisus ca mântuitor, relația ta cu Dumnezeu începe de acum, de pe pământ. Biblia spune că dacă Îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Pentru a începe această relație cu Dumnezeu, trebuie să crezi în inima ta și să spui că Iisus este Domnul vieții tale. Doamne, Tu știi totul. Știi că Te iubesc. Ce părere ai? Nu-i foarte complicat, nu-i așa? Deciziile noastre greșite ne-au despărțit de Dumnezeu. Prin Iisus, noi putem să avem din nou o relație cu Dumnezeu. Trebuie doar să ne pară rău pentru alegerile noastre greșite, de păcatul nostru, și să recunoaștem că Iisus este Mântuitorul nostru. Ai vrea să te reconectezi cu Dumnezeu și să-L rogi pe Iisus să-ți fie prieten chiar acum? Ca să începi o relație cu Dumnezeu, repetă această rugăciune după mine. Doamne, recunosc că am făcut lucruri care sunt împotriva voii Tale. Vreau să am o relație cu Tine. Te rog să mă ierți pentru păcatele mele. Cred în inima mea că Iisus a murit și a înviat din morți ca să-mi șteargă păcatul și recunosc că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu. Te rog să mă umpli cu Duhul Tău cel Sfânt ca să pot face ce-mi spui Tu. Mulțumesc pentru că m-ai mântuit și că m-ai făcut copilul Tău. Te rog să-mi vorbești și ajută-mă să aud vocea Ta și să urmez calea pe care Tu vrei să merg. Aștept cu nerăbdare să petrec timp cu Tine aici pe pământ și acolo sus în cer. Îți mulțumesc că m-ai mântuit și că mi-ai ascultat rugăciunea. În numele lui Iisus, amin.